Bine v-am regăsit la știrile din sport. Dorinel Munteanu a debutat cu dreptul la Astra Giurgiu după victoria cu FC Botoșani. Moldovenii nu au putut face față vicecampioanei fără giurgiuveanul Marius Croitoru, care a stat în tribune. Gavrilaș a ținut locul lui Silviu Lung Junior în poarta Astrei și a păstrat scorul de 2-0 pentru noi. Astra Giurgiu a urcat pe locul 4 după ce Dorinel Munteanu a debutat pe banca giurgiuvenilor victorios, echipa sa câștigând cu scorul de 2-0. Golurile au fost marcate de Găman și Fatai, iar în locul lui Silviu Lung Junior, poarta Astrei a fost apărată de Gavrilaș, care a scăpat fără gol primit. Ne-am dorit foarte mult să câștigăm, ne-am dorit să obținem cele 3 puncte. Le-am obținut printr-un joc bun, printr-o determinare. Am știut că avem în față o echipă foarte bună, o echipa revelație din punctul meu de vedere al acestui campionat. Dar am văzut și apreciez la băieți determinarea, dorința de a câștiga și am câștigat. Antrenorul botoșenenilor, Leo Grozavu, i-a adus cu picioarele pe pământ pe cei care credeau că echipa lor poate ajunge în cupele europene. Botoșanul nu are obiectiv nici calificare în cupele europene, nici, știu eu, prezența în Champions League. Noi deocamdată suntem o echipă de pe locul 7, iar locul 7, din punctul meu de vedere, nu poate participa în competiția europeană. FC Botoșani a avut un meci greu la Giurgiu, asta și din cauza că giurgiuveanul Marius Croitoru nu a putut juca din cauza unei accidentări. Din păcate am fost accidentat la acest meci, n-am putut să joc, mi s-a întâmplat și anul trecut să nu pot să evoluez, dar cu siguranță probabil anul voi debuta și, eu știu, în prima ligă pe acest stadion. Spun din păcate pentru că mi-aș fi dorit să joc și aici. Sincer, mă încearcă amintiri plăcute, amintiri frumoase pe acest stadion. Aici am debutat ca junior, aici am crescut, aici m-am format. Am învățat, practic, fotbalul de la zero, aici l-am învățat, abecedarul fotbalului aici l-am învățat. Am fost îndrumat extraordinar de un antrenor extraordinar. Croitoru este hotărât să nu mai revină niciodată în fotbalul giurgiuvean. Ai luat în calcul o revenire a ta în fotbalul giurgiuvean pe viitor? Nu. Nu. Sincer spun, nu, pentru că am alți, drumul meu duce în altă parte, drumul meu deja este, eu știu, mă uit puțin în viitor și prevăd niște lucruri și din păcate spun Giurgiu nu este pe, eu știu, pe acest drum. Drumul meu este în Moldova, casa mea este în Moldova, acum, practic, în afară de părinți, de mama și, eu știu, fratele meu, Gigi, nu prea mai mă leagă multe de acest oraș, sunt plecat de foarte mult timp. Pentru Astra urmează returul semifinalei Cupei Ligii de miercuri, atunci când Steaua București vine pe stadionul Marina Nastasovici pentru meciul care va începe de la ora 19. Echipele de fotbal masculin și feminin de la liceul Dimitrie Bolintineanu din Bolintin Vale le-au dat clasă celor din Giurgiu. Sâmbătă, la finala județeană a Olimpiadei Sportului Școlar pentru Fotbal, bolintinenii au ieșit campioni cu ambele echipe participante. La sfârșitul săptămânii trecute au avut loc meciurile din finala județeană a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar. Toate echipele de fotbal ale liceelor din Giurgiu și din provincie s-au înduelat în fața spectatorilor care s-au aglomerat să asiste la meciurile disputate în sala de sport a școlii numărul 5. Din fericire, pe lângă faptul că avem 3 echipe, este și un nivel ridicat al jocului la fete. Anul trecut a fost ceva mai mult un fel de joc de curtea școlii, dar aici au fost câteva fete, chiar mi-a plăcut felul lor de a controla mingea. Și la băieți, bineînțeles, avem băieți care, într-adevăr, se vede că joacă fotbal. Este o competiție până la ora actuală fără incidente, nu avem accidentări, au înțeles spiritul de fair play, goluri multe, sperăm ca și echipa câștigătoare să facă o figură frumoasă la zonă. Surpriza plăcută a competiției a venit din partea fetelor, care au oferit un spectacol savurat de audiența masculină. Locul întâi a fost câștigat de fetele de la liceul Dimitrie Bolintineanu din Bolintin Vale, după ce le-au bătut pe giurgiuvencele de la liceele Tudor Vianu și Nicolae Cartojean. Cristina Pârvu a fost fotbalista zilei, cu 5 goluri marcate. Felicitări fetelor, cum vă simțiți, ați câștigat? Ne simțim foarte bine, aolo, doamne, sfârșit am câștigat și noi. Tu ai dat câteva goluri? Da, 6. Domn primar! Ce vrei să faci după asta? Vrei să și la anul să participi la... Da, normal. Place. La anul vă vedem din nou aici? Da. Înțeles? Da. Mai în forță. Mai multe. V-ați dorit să aveți mai multe echipe, că au fost doar 3 echipe de fete, da, anul ăsta, da, nu? Credeam că este de o echipă, dar a fost 2. Mai bine, nu? Da. Am avantaj pentru noi. Da, clasă. Nu v-ar fi teamă dacă ar fi mai multe echipe, nu? Nu.
Profesorul de sport de la liceul Dimitrie Bolintineanu, Cristian Dascălu, nu se aștepta la o așa performanță din partea elevilor săi. Sunt tare bucuros că fetele au reușit să câștige anul acesta. După ce anul trecut am jucat finala și am pierdut la penalti, anul acesta am reușit din trei echipe să obținem două victorii. În primul meci cu 3-0, liceul Cartojan, și în meciul al doilea tot cu 3-0. Ce să spun, fetele sunt foarte bucuroase, eu la fel. Sper că și băieții care vor intra în joc puțin mai târziu vor obține cel puțin performanța de anul trecut, adică finala, care am pierdut-o. Anul ăsta sper să obținem locul întâi și la băieți. Ați avut o fată care am remarcat-o, a dat câteva goluri. Da, Pârvu Cristina, da. Este o elevă foarte talentată. Dacă se lucrează mai mult cu ea, să știți că e chiar un talent. A dat 5 goluri din 6, sunt tare bucuros pentru ea. Speranțele profesorului Cristian Dascălu s-au adeverit, iar băieții din Bolintin Vale au câștigat finala în fața celor de la Liceul Tehnologic Ion Barbu. Acum, la faza pe zona Olimpiadei, Giurgiu va fi reprezentat de echipele de fotbal ale Liceului Dimitrie Bolintineanu, atât la masculin cât și la feminin. Sâmbătă, Direcția Județeană pentru Tinere și Sport a organizat în sala de atletism a Complexului Sportiv Marina Nastasovici o competiție pentru școlari. Cupa Mărțișorului, ajunsă la a treia ediție, are ca scop identificarea tinerilor de perspectivă atletică. Competiția a fost deschisă atât școlarilor cât și liceenilor. Poate au talent sau poate nu? Aceasta a fost întrebarea pe care profesorii de sport și-au pus-o înainte de Cupa Mărțișorului. În căutare de noi sportivi cu potențial, Direcția Județeană de Tinere și Sport i-a chemat sâmbătă pe toți copiii și tinerii de la gimnaziile și liceele din Giurgiu. Aceștia au fost puși la încercare la probele de viteză și lungime. Pentru sportivii legitimați, verificarea nivelului de pregătire, iar pentru cei nelegitimați reprezintă și o acțiune cu caracter de selecție, antrenorii prezenți la această acțiune putând descoperi elementele cu calități deosebite la această ramură de sport și cooptându-i astfel în secțiile de performanță. Cu siguranță au fost rezultate foarte bune la proba de viteză și unii dintre ei vor fi selecționați de antrenorii prezenți la această acțiune. Inițial, competiția a fost programată în data de 1 martie, dar din cauza campionatelor de atletism, aceasta a trebuit amânată încă o săptămână. Totuși, acest lucru nu i-a deranjat pe profesorii și antrenorii care au dorit să inițieze cât mai mulți tineri în tainele sportului, sau dacă nu, măcar să facă puțină mișcare. În primul rând că ei fac mișcare și mișcarea este o chestiune care ne-ar interesa pe toți, nu numai pe copii. Dar rămânem la copii, la concursul de astăzi. Este organizat de Direcția Județeană pentru Sport, Tinere și Sport. Este un concurs foarte binevenit în acest moment al anului școlar. De ce? Pentru că încep alte concursuri, tetratlon și altele care pregătesc. Până la urmă este un preambul al acestor concursuri care vin la vârsta lor, la vârsta lor de participare. Copiii sunt unii ușor nepregătiți, unii pregătiți. Să cunoaște diferența între cei care fac sport de performanță și cei care nu fac sport, adică care vin la antrenamente și care nu vin la antrenamente. La finalul concursului, toți participanții au primit tricouri și șepcuțe, iar cei care au urcat pe podium au obținut și diplome oferite de către organizatori. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile din sport. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire mâine cu mai multe informații. Până atunci, vă urez toate cele bune!